Bună seara și bun venit la o nouă emisiune controversă. Astăzi avem în studiourile noastre trei invitați care reprezintă trei instituții abilitate să ne ocrotească, să apere legea și să ne vină în ajutor în momentele cheie, momentele extreme. E vorba de inspector principal Luminița Prodan, care este purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Să rămână și bine ați venit la noi. Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. De doamna plutoniera Lina Bălaș, inspector pentru, am greșit, inspector, am zis bine? Nu, Purtător nu, de cuvânt purtător al, de al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Unirea. Bună Să ziua. Bună și bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit. Și de mai omul, Ovidiu Juncoveț, din partea Jandarmeriei Alba. Bună seara. Bună seara și vreau să vă mulțumesc și eu pentru invitație. Înainte de toate, aș dori să intru cu două știri de ultimă oră. Am putea spune așa, e vorba de vizita pe care o vor efectua mâine în Alba Iulia, doi miniștri, e vorba de ministrul economiei Daniel Chițoiu și de ministrul dezvoltării regionale și turismului Eduard Helvig, care la ora 15 și 15, din câte știu, vor susține o conferință de presă la sediul PNL. În altă ordine de idei, astăzi, printr-un comunicat de presă al prefecturii Alba, s-a anunțat faptul că la un abator de pe Livezi s-a descoperit o cantitate impresionantă de carne stricată, e vorba de vreo 70 de tone, care, pentru ca o primă măsură, au fost congelate în abatorul respectiv. Aici, dacă doamna Luminița Prodan ne poate da niște amănuțe, dar ce ne poate spune în plus față de comunicatul care a fost dat de prefectură? Ceea ce vă pot spune eu, ca și reprezentant al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, este faptul că am fost și noi sesizați în legătură cu acest lucru și din cadrul Inspectoratului au fost desemnați ofițeri specialiști pentru a efectua verificări, pentru a se stabili dacă poate fi vorba acolo de o infracțiune. Atâta vă pot spune deocamdată. Cercetările sunt în curs de desfășurare. Dumneavoastră, doamna Bălaș? Și la sediul Inspectoratului pentru Stații de Urgență Unirea Județului Alba s-a primit sesizarea, s-a întocmit un raport informativ către toate instituțiile și noi asigurând Secretariatul Tehnic Permanent pentru Comitetul Județean pentru Stații de Urgență, domnul prefect v-a transmis prin comunicatul de astăzi că s-a luat măsura de a se îngheța carnea stricată până la... Am înțeles. Acum, lăsând deoparte această știre, sigur că organele de abilitate vor lua toate măsurile ce se impun și la momentul oportun se vor da și informațiile cuvenite. Domnule Maior, instituția pe care o reprezentați împreună cu jandarmeria, cu poliția și cu inspectoratul de urgență au demarat de ieri un amplu eveniment, ca să zic așa, e vorba de o acțiune de împărțire a niște fluturași sub sloganul Mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Cam sună ca o sperietoare sau să... Nu, este deloc o sperietoare. Pentru a fi mai exacți, această acțiune a avut loc în cadrul campaniei Mita și votul ilegal înseamnă închisoare, o campanie care se derulează la nivel național începând cu data de 10 mai. Se va termina cu o zi înainte de votare, iar în cadrul acestei campanii, după cum ați văzut și dumneavoastră, au fost derulate câteva activități informativ-preventive, atât în mediul urban cât și în cel rural. Scopul acestei campanii este o cât mai bună și o constantă informare a cetățenilor referitor la faptele antisociale care pot fi săvârșite pe timpul campaniei electorale, precum și în timpul votării propriu-zise. La această campanie participă, așa cum a spus, reprezentanții ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Unirea, Alba Iulia, participă Poliția Alba în calitate de coordonator și, nu în ultimul rând, jandarmeria. Haideți să intrăm un pic în subiect. Ce înseamnă mita? În cazul de față.
strict referitor la mita electorală, așa cum este cunoscută, așa cum este ea definită de legea 67 din 2004, o lege modificată și republicată. Mită electorală înseamnă acea promisiune sau oferire sau dare de bani, produse sau alte foloase materiale în scopul de a determina un alegător să voteze sau să nu voteze o listă de candidați sau un candidat la administrația publică locală. Totodată, mită, adică tot infracțiune înseamnă și fapta alegătorului care a primit astfel de foloase. Asta înseamnă infracțiunea de... Asta înseamnă mită electorală. Se pedepsește conform legii cu închisoare strictă cuprinsă între 6 luni și 5 ani. Bun, acum, și aici trebuie să facem un pic o deosebire. În ce sens? Citeam prin ziare că prețul mită electorală anul ăsta sau în campania aceasta e undeva între 50 și 100 de lei. Prin ziare, mă rog, în alte zone, nu în județul Alba, nu vă speriat. Aici am înțeles că deodată nu s-a întâmplat așa ceva. Dar vreau să zic, de exemplu, dacă eu merg pe stradă și, nu știu, vine un reprezentant al unui partid și îmi dă o găleată cu inscripționată cu însemnele partidului. E mită asta că o iau, doamna Vlodan? Trebuie să precizăm aici faptul că bunurile acestea care nu au o valoare mare, deci au o valoare simbolică, nu pot să intre în această categorie a bunurilor folosite pentru considerate ca fiind mită electorală. Deci dacă are o valoare mică și fie o valoare simbolică, nu intră în această categorie. Dar dacă găleată și 10 litri de vin, domnul... Atunci deja se schimbă datele problemei. Da, datele problemei se schimbă semnificativ și dacă primiți acea găleată, dumneavoastră sunteți pasibili de închisoare sau dacă vreți să evitați această situație, nu primiți și sunați la 112 și atunci cel care vă oferă este pasibil de închisoare. Se dă aceeași pedeapsă și pentru cel care oferă și pentru cel care primește? Da. Pentru că pericolul social al faptei este proporțional. Bun, am văzut știrea pe care au dat-o colegii noștri la știrile Alba TV și cineva, un om în vârstă, vă întreba la un moment dat sau vă spunea ca o retoric ce bine ar fi să se pună și în practică. De ce credeți că avea părerea asta care e împărtășită de destul oameni? Adică în ultima perioadă și asta o știm noi ăștia din dumneavoastră, nu vă puteți permite să dați cu presupusul în domeniul ăsta, dumneavoastră aplicați legea. Dar s-a tot vorbit, s-a tot dat și acum 4 ani și acum 8 ani și acum probabil că o să fie la fel, că Tărescu a fost, eu știu, prins de mită 10, 50-100 de lei sau, nu știu, alte bunuri. Și că s-au luat măsurile ce se impun, dar n-a prea mers după gratii nimeni sau prea puțin. Știți care este problema? Trebuie să facem diferență între constatarea unei fapte antisociale și finalitatea judiciară. Pentru că noi suntem abilitați să constatăm acea faptă antisocială, să facem toate demersurile astfel încât judecătorul să aibă la dispoziție toate amănuntele sau toate detaliile referitoare la acea infracțiune sau de obicei, de regulă infracțiune, însă decizia aparține strict judecătorului. Să nu credeți că nu au fost instrumentate destule dosare referitoare la mita electorală sau votul ilegal, că și aici aș dori să insistăm poate puțin mai încolo despre votul multiplu. Da, sigur. Însă nu mai ține de forțele de ordine finalitatea judiciară. Dacă se finalizează cu închisoare, este foarte bine. Dacă nu, noi nu putem să facem. Mai mult nu putem să facem. Asta este, dacă vreți, împărțirea puterilor în state. Am înțeles ce ziceți și ziceți foarte corect, dar vedeți că există impresia asta generală că eu știu câinii latră, ursul trece. Nu, de altă parte, se poate spune că și în rândurile persoanelor, cetățenilor care merg la vot, ar trebui impusă o anumită stare de fapt, o anumită opțiune în sensul de a nu accepta astfel de daruri electorale. Asta facem noi acum, cu ocazia acestei campanii. Noi asta încercăm să facem, să conștientizăm oamenii că despre faptul că aceste lucruri reprezintă infracțiune și că se expun comiterii unei infracțiuni, inclusiv prin a accepta
mită electorală. Cum au primit oamenii această acțiune dumneavoastră? Să știți că au primit, personal am observat lucrul acesta pentru că am fost și eu în câteva dintre acțiunile acestea, au primit foarte bine mesajul nostru. Noi am acționat atât în mediul rural cât și în mediul urban și oamenii ne-au acordat atenție în ambele locuri, adică atât cei de la țară, încă poate la țară cu mai multă atenție, cât și cei de la oraș. Și am noi, pe lângă faptul că împărțim aceste materiale care ne ajută în transmiterea mesajului, noi și stăm de vorbă cu oamenii și le stăm la dispoziție pentru a le răspunde la orice întrebare. Bălașa, dumneavoastră, ați văzut mai puțin, așa că o să rugăm și pe noastră să intrați în dialog cu noi. Cu ce este implicat în această acțiune inspectoratului pentru situații de urgență? Sau mai bine zis, în acțiunea de, eu știu, în campanie? În campanie. Inspectoratul pentru situații de urgență este angrenat într-o serie de activități preventive de informare și control la toate secțiile de votare din județ. Ofițeri din cadrul Serviciului Prevenire Incendii desfășoară activități de control la locațiile unde se vor amenaja secțiile de votare pentru depistarea eventualelor stări potențiale de risc și remedierea acestora unde este cazul. Se urmăresc aspecte preventive legate de asigurarea dotării spațiilor cu mijloace de primă intervenție, să se marcheze și să se mențină liberă căile de acces, de evacuare și intervenție, să se asigure locuri de fumat în afara spațiilor de votare, să verifică instalațiile electrice să nu aibă defecțiuni. Se va avea în vedere ca pe cât posibil secțiile de votare să se amenajeze la parterul clădirilor, să se amplaseze în cabinele de unde sunt amenajate cabinele de votare câte un stingător, pentru că în caz că izbucnește un incendiu, să se poată interveni. S-au instruit responsabilii secțiilor de votare, aceștia deleagă pe cineva să intervină, unul să sune la 112, o persoană să evacueze materialele. Să împac sacinile. Da, într-adevăr. Pe lângă asigurarea forțelor și mijloacelor operative de intervenție, asigurăm pază la 100 secții de votare din 11 municipii și orașe cu 200 de cadre. Apropo, poliția și jandarmeria cu ce efective participă la acțiune? Noi vom păzi în ziua alegerilor 212 secții de votare și acestea vor fi păzite de 424 de polițiști. De asemenea, noi suntem pregătiți să intervenim în orice situație de urgență în această perioadă, inclusiv a campaniei electorale, dar și în ziua alegerilor, cu echipe speciale, cu echipe de specialiști care au capacitatea de a se deplasa imediat la locul incidentului și de a face verificări și cercetări. De asemenea, avem un centru operațional de comandă care de altfel și acum este operativ și în ziua alegerilor va funcționa 24 din 24 de ore la capacitate maximă, să spun așa. Operatorii, va fi dublată tura de operatori pe 112 și pe dispecerat, astfel încât să putem răspunde cu promptitudine oricărei solicitări. Domnul Chidoveț, eu simt așa o atmosferă puțin ca zonă și aș vrea un pic să ne relaxăm și e o vorbă că între două nu te plouă, dar nici bine nu ție. Cum vă simți între două doamne așa frumoase și îmbrăcate în uniformă militară? N-am cum să nu mă simt bine, nu este prima dată când ne aflăm în această postură, deja ne-am obișnuit. Tot la mijloc ați fost totdeauna? Da, întotdeauna. Echipa s-a sudat, nu, n-am ce să comentez, chiar îmi place postura aceasta. Sunt convins, se și vede cu ochiul liber, că telespectatorii își dau seama de asta. Cum,
Dați-mi asta un pic în detalii referitor la jandarmerie și la implicarea. Pot să spun că Jandarmeria Alba participă integral la aceste alegeri, într-un fel sau altul. Nouă ne-au fost repartizate 119 secții de votare plus biroul electoral județean. Asta înseamnă că noi vom participa la aceste alegeri cu peste 300 de jandarmi. Pe lângă paza efectivă a secțiilor de votare, așa cum nu este un secret pentru nimeni, jandarmii asigură acele rezerve, acele intervenții oportune în cazul producerii unor incidente de mare amploare. Vorbim aici de tulburări grave ale ordinii și siguranței publice și aici cel puțin pot să spun că suntem specialiști în aplanarea lor. Nu excludem posibilitatea apariției unor incidente pe timpul acestor alegeri și pentru oportună aplanarea acestora am solicitat prezența unor colegi de la gruparea de jandarmi mobilă Târgu Mureș. Aceștia vor veni la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, se vor integra în planul de acțiune alcătuit pentru această perioadă și vom asigura, sper, acel climat de normalitate civică pe care ni-l dorim pe timpul atât campaniei electorale, cât mai este ea, cât și pe timpul votării propriu-zise. Și acțiunea asta cu fluturașii decurge, se derulează până în opt sau până când? Inclusiv în ziua alegerilor. Da, pentru că noi avem la îndemână și alte materiale de informare, în afară de acești fluturași. Ministerul Administrației și Internelor prin Direcția de Informare și Relații Publice a realizat niște afișe pe care noi cu ajutorul partenerilor noștri din această campanie am reușit să îi postăm în locuri vizibile, în locuri publice. De asemenea, o să îi postăm și în incinta secțiilor de votare. Ce ar mai fi de spus pe această campanie este faptul că tot prin grija Ministerului Administrației și Internelor, Direcția de Informare Publică, a fost realizat un clip TV și un spot radio care sunt difuzate la toate radiourile din județul nostru și care cu amabilitatea televiziunii dumneavoastră este difuzat și la Alba TV. Și mulțumim pentru acest lucru, pentru că televiziunea noastră, alături, la fel ca și celelalte mijloace de informare în masă din județul nostru, de fiecare dată ne-au sprijinit în realizarea informării publice, mai ales pe campaniile sociale. Mulțumim și noi pentru colaborare. Da, cu multă plăcere, noi de fiecare dată încercăm să aducem opiniei publice cât mai bine și cât mai complet informațiile de interes public. Revenind un pic la, că nu știu, pancă n-am, nu s-a spus, la mita electorală, care e pedeapsa? De la cât la cât? 6 luni la 5 ani. La 5 ani? Și în funcție de cum? Dacă, de exemplu, sunt două gălețe de 5 ani și dacă nu mă găleată... Asta depinde de judecător. Asta depinde de judecător. Acum mai glumești, chiar întrebam așa de... Da, bineînțeles. Știți, în fond, scopul acestei campanii electorale este de a acționa împotriva acestei apatii civice pe care toți o condamnăm, însă puțini luăm atitudine. Nu este un secret faptul că de multe ori, pentru a evita anumite complicații, întoarcem spatele unor situații pe care le-am dori în sinea noastră rezolvate. De aceea noi întotdeauna indicăm celor cu care stăm de vorbă, interlocutorilor, indicăm să apeleze cu încredere acel număr unic de urgențe 112 în cazul în care observă fapte ilegale, în cazul în care observă această mită electorală, în cazul în care observă oameni care au beneficiat de această mită electorală. Îi rugăm să ne sune, pentru că noi suntem 24 de ore din 24 în teren. Însă nu putem să acoperim toate palierele și toate segmentele acestei societăți.
Avem nevoie și de ajutorul cetățenilor și chiar le solicităm și acest ajutor, pentru că doar împreună putem să evităm situații neplăcute. Acum, aici, sigur, și ar trebui să știe și sunt convins că știu, dar merită totuși subliniat faptul că o brichetă, nu știu, o șapcă sau ceva de genul ăsta nu înseamnă mită electorală. Sunt materiale de propagandă, alea sunt materiale de propagandă, sunt firești. Și candidatul ăla trebuie să-și facă și el cumva cunoscut. Deci ai vorba de bani sau de, nu știu, de bunuri, de zade, eu știu, și așa mai departe. Trebuie să fie o anumită valoare. Nu poți să mergi la judecător să-i spui, da, uite, cu tare a primit o brichetă ca mită electorală, pentru că ești ridicol la urmă urmei. Acum, și nu o face nimeni. Pe de altă parte, credeți mai asta că va fi cineva care să sună, eu nu știu, bine ar fi să fie așa, dar cred că asta în momentul în care nivelul de trai e foarte ridicat și civilizația pe măsură. Când vede pe cineva, un vecin, că intră cu o plasă cu, nu știu, cu bunuri, ulei, zahăr și mai departe, intră în grădină, în curtea sa și îmi ia sună la 112 să zică, vedeți că cineva cu o pungă cu însemnele partidului cutare a intrat și are... Credeți că se va proceda așa? Nu știu, vă întreb. Noi sperăm să se, procedeze și în acest mod, pentru că este un mod corect de exprimare a opiniei și a un mod legal de comportare în societate, conform acestei legi pe care o avem în față. Că se va întâmpla, că nu se va întâmpla, asta nu pot eu să vă spun. Acum, dumneavoastră, să nu vă gândiți că noi suntem atât de naivi încât să ne închipuim că această campanie va duce la eradicarea tuturor faptelor antisociale, tuturor și pe timpul alegerilor. Ar fi o inepție să credem așa ceva. Cu siguranță vor exista contravenții. Cu siguranță vor exista infracțiuni. Pentru asta suntem aici, să le constatăm. Însă, pot să vă asigur că lângă cei care greșesc, vom fi noi, forțele de ordine, și îi vom împiedica să greșească și a doua oară. Chiar dacă pentru asta vor trebui să plătească o sumă de bani, vor trebui să stea o perioadă la închisoare sau vor trebui să aibă pentru o perioadă drepturile și libertățile cetățenești firești restrânse. E foarte bine așa, că până la urmă e singura cale pentru, într-adevăr, pentru ca omul, cetățeanul, să-și exprime într-adevăr ceea ce crede și să voteze pe cine consideră. Nu influențat de, nu știu, de sărăcie și de faptul că îi se dă ceva ca să-l voteze. Noi întotdeauna ne gândim, locuind în municipiul Alba Iulia, ne gândim la acest municipiu. Și ne gândim, bă, poate un vot, două, nu contează. Însă gândiți-vă că sunt comune în care un vot face diferența la urma urmei. Așa e, așa e. În experiența dumneavoastră, când se întețesc acest gen de fapte ilegale? Cu cât se apropie mai mult alegerile în ultima săptămână? Sau cum? Sau nu e o, eu știu, o statistică clară pe tema asta? Nu e o regulă, să zic așa? Eu cred că nu este o regulă pe tema asta. Noi am acționat în toată această perioadă, nu doar prin această campanie de informare și conștientizare, ci și prin alte măsuri de prevenire a incidentelor electorale, în sensul că a fost mărit numărul de patrule de siguranță publică, inclusiv în mediul rural sau cu precădere pe mediul rural, pentru că în această campanie electorală noi acordăm o atenție deosebită mediului rural, pentru că am constatat din experiența pe care o avem că există un risc mai mare de producere de incidente electorale pe mediul rural. Și atunci nu doar această campanie de informare și conștientizare vine pentru a preveni incidentele electorale, ci și alt tip de măsuri. Bă, așa, cum mai sună telefonul la 112? Tot clandestin? Sau mai sunt telefoane de astea care... Nu? Acum cine sună e serios? Nu mai acum prima dată trec prin filtru de la 112 unde doamnele îi testează și se mai întâmplă, dar sunt foarte rare. Cum îi testează? Ce le... Ei, întreabă, ea, nu? Este o selecție. Da. Deci foarte rar trebuie să fie un bun actor, ca să spun așa, ca să treacă și de doamne, să credem și noi, între ghilimele, și
Da, e un lucru bun, că înainte știu că a fost o perioadă în care abundau telefoanele anonime. Da, atunci, după ce s-a introdus sistemul 112 și înainte ca lumea să cunoască chiar bine faptul că apelarea abuzivă reprezintă o contravenție și își riscă buzunarul, atunci, într-adevăr, erau multe apeluri, dar acum s-au redus. Însă să știți că cu aceeași fermitate luăm măsura sancționării contravenționale în cazul apelurilor abuzive. Foarte bine, foarte bine se face. Domnul Chidoveț, cum e cu votul ilegal? Da, votul multiplu sau votarea de către persoane care nu au acest drept, și vorbeam înainte de acea restrângere a libertăților cetățenești, se pedepsește la fel ca și mita electorală cu închisoare strictă cuprinsă între 6 luni și 5 ani. Am observat pe timpul alegerilor trecute că erau acele situații în care o persoană vota de mai multe ori. Probabil că și de data aceasta se va întâmpla. Nu spunem că nu se va întâmpla, suntem foarte convinși că nu se va întâmpla. Însă, cu siguranță vor fi prinși și se vor lua măsuri împotriva celor care vor încerca să facă așa ceva. Au fost reprezentanții ai mass mediei care au încercat ei să demonstreze ceea ce, la urma urmei, a putut fi demonstrat. Însă, repet, nu recomand cetățenilor să voteze dacă nu au acest drept, dacă le-a fost limitat temporar, și mai mult decât atât să nu voteze de mai mult decât o dată. Asta e singura cale? Adică să votezi, nu mai există și altă, eu știu, faptă ilegală decât dacă mergi să votezi de două ori, nu mai există și alte posibilități de a trece pe lângă, nu, asta ar fi singura, nu mergi odată și mai mergi a doua oară, cu doar buletin sau fără, dacă mergi și a doua oară, cu siguranță vei fi depistat și riști libertatea. Este infracțiune, la fel ca și mita aceleași pedepse? Da, exact aceleași pedepse și pentru votul ilegal. 6 luni la 5 ani nu merită pentru acea găleată plină cu vin, cum a spus dumneavoastră, sau pentru acel kilogram de orez, zahăr sau litru de ulei, nu merită să te vezi dincolo, de partea nepotrivită a gratilor, ca să spunem așa. De ce credeți că în zonele rurale e mai, în genere, se întâmplă mai des asemenea fapte? Noi avem la dispoziție analize făcute de către profesioniști. Colegii mei de la analiza informației au concluzionat așa în urma experienței din alegerile precedente, din anii trecuți, au tras această concluzie. Noi când am stabilit acest lucru am avut în spate o analiză foarte pertinentă. Probabil pentru că la nivel local sunt mai împătimiți candidații. Pătrunde mai greu informația. Poate da, se, și poate posibil și datorită faptului că pătrunde mai greu informația, cum spunea colegul meu, cu privire la faptul că aceste fapte, inclusiv primirea de bunuri, reprezintă infracțiune. Nevoile oamenilor sunt poate mai mari. Pentru unii, un kilogram de zahăr nu înseamnă nimic, pentru alții poate să însemne foarte mult. Și atunci, și de regulă, pe cei pentru care un kilogram de zahăr înseamnă foarte mult, îi găsim în mediul rural. Acum nu este exclus să-i găsim și în mediul urban, însă preponderent în mediul rural. Așa că nivelul de viață mai scăzut. Bun, vom continua discuțiile după o pauză publicitară. Am revenit în studio. Trebuie să precizez că în pauză a fost mult haz aici la noi. De ce? Pentru că eu l-am botezat pe maiorul de la jandarmi, l-am făcut Chidoveț în loc de Juncoveț și o să-i dau miel anul viitor dacă o împrind și o fi sănătoși. Și dacă nu uită să-mi-l ceară. Acum că
am cam încheiat, eu știu, discuțiile, poate că mai fi altele și dacă se pune problema putem să ne readucem la minte pe tema asta. Și mă refeream la alegerile locale și la ceea ce fac instituțiile pe care le reprezentați. Sănind de la una la alta și venind la un subiect mai aproape de noi și de sufletele noastre, mâine e 1 iunie și aș vrea să spuneți aici în studio ce faceți dumneavoastră de 1 iunie pentru copiii noștri. Doamna Prodan. Noi în fiecare an deja a devenit o tradiție pentru noi să organizăm activități pentru a marca ziua de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului. Și prin compartimentul de analize și prevenire a criminalității și în acest an au fost planificate mai multe activități. Acestea au început încă din 24 mai și se vor derula până săptămâna viitoare în 6 iunie. Și în acest an, desigur, avem parteneri în proiectele noastre și aș aminti Consiliul Județean Alba, partener tradițional al nostru, precum și Inspectoratul Școlar Județean Alba. Activitățile acestea, desigur, se adresează copiilor și au fost organizate concursuri. Aș aminti aici concursul de educație rutieră între grădinițele din municipiul Alba Iulia. Aș aminti, chiar astăzi a fost desfășurată o activitate a patrulelor școlare pe care le avem în supraveghere, să zic așa, sau pe care care au fost constituite cu ajutorul nostru. Va fi și un concurs de biciclete și un concurs de desene pe asfalt. Desigur, aceste acțiuni sunt organizate atât în municipiul Alba Iulia, cât și în celelalte municipii ale județului nostru, după cum spuneam, cu sprijinul conducerilor școlilor implicate. Santa Maria, domnule Maior, că nu vă mai zic pe nume. Nu e nicio problemă. Nu o să uit de el. Și noi vom continua o tradiție, aceea a oferirii unor cadouri copiilor instituționalizați la casa de tip familial Strenț. De-a lungul timpului s-a încetățenit acest obicei de a le aduce o bucurie cu ocazia unor mari sărbători ale creștinătății sau cu alte ocazii. De-a lungul timpului am fost de foarte multe ori prezenți așadar în mijlocul lor. Au crescut sub ochii noștri, s-au schimbat, noi ne-am schimbat, vremurile s-au schimbat. Ce a rămas intact este această dorință de a le aduce o bucurie pe chip, nu numai prin aceste cadouri, care au sau nu o anumită valoare. Însă, mai pe ce vrem să insistăm, pe a le oferi acel sentiment că nu au fost uitați chiar de toată lumea. La Inspectoratul pentru Situații de Urgență se organizează ceva de 1 iunie sau nu este? Noi nu am organizat nimic. E mereu pericol de foc și atunci nu, da, nu se știe problema niciodată. Asta. Bun, acum aș vrea eu să le fac o surpriză prin intermediul dumneavoastră și aici mă refer la doamnă și aș vrea să vă întreb, doamna Mircea Prodan, de ce polițist? Și mai apoi să le transmiteți fetițelor, care, eu știu, vor să vă calce pe urme, ce trebuie să faceți, ce trebuie să facă. De ce polițist? Poate și datorită unei conjuncturi la un moment dat în viața mea, însă pot să vă spun că este o alegere bună și îmi place această meserie, o fac cu drag. Eu lucrez pe un segment de comunicare publică în inspectoratul nostru și chiar am ajuns să îndrăgesc munca pe care o fac. Munca de polițist nu este o muncă nici ușoară, nici grea. Este o meserie ca oricare alta.
pentru care ai nevoie de dăruire ca să poți să o faci așa cum trebuie. Și care a fost momentul ăla de conjunctură, ca să nu zic de cotitură, în viața dumneavoastră? Am fost pusă la un moment dat în fața acestei situații de a alege între a deveni polițist sau nu. Și am ales să devin polițist. Desigur, nu a fost ușor să faci asemenea alegere, însă cred că mi se potrivește această muncă. Ce calități trebuie să aibă o reprezentantă a sexului frumos ca să poată să se, eu știu, regimenteze în ultima instanță într-o uniformă? Probabil că aceasta este o percepție și probabil posibil ca și așa să fie. Această meserie să fie predestinată, să spun așa, bărbaților. Însă vă asigur că și în această structură există locuri unde și o femeie poate să facă față foarte bine cerințelor. Ce calități trebuie să aibă? Să fii curajos, să fii corect, în primul rând, să cunoști legea și poate că un pic de disponibilitate la a sacrifica un pic din viața, mă rog, din timpul liber, să zic așa, pentru a fi pregătit oricând să răspunzi cerințelor, adică să răspunzi atunci când ești chemat. Dumneavoastră, de ce ați ales pompierii? Nu vă plăcea de mică focul? Nu mi-a plăcut focul, este adevărat. Sau vă jucați cu el, ca să mai glumim? Da, nu m-am jucat cu focul, am fost învățată de mică că nu am voie să mă joc cu focul. De ce am ales? Întotdeauna am fost atrasă de uniforma militară. Mi s-a oferit prilejul de a putea candida la această structură, deoarece, după cum știți, înainte femeile nu puteau intra la pompieri, mai ales pe partea de stingere, decât dacă veneau din școală militară la un birou, contabilitate sau logistică. Mi-a plăcut foarte mult, m-am pregătit foarte mult ca să intru în această lume a bărbaților. O consider o muncă frumoasă, plină de, cum să zic, de vigoare, de neprevăzut, interesantă la urmă, nu? Poate. Oricum, mereu primesc sentimentul că ajut oamenii fiecare zi, pentru că noi intervenim de la cazuri medicale până la catastrofe și de aceea e un sentiment de bine că ajut. Ați fost și cu serviciul de descarcerare? Ați fost la fața locului și dumneavoastră? Ați fost cu... Da, într-adevăr, eu particip la intervenții, merg la... Vine acum nu la orice intervenție, că arde o căpiță de fân sau știu eu, dar dacă arde o casă, dacă este un accident rutier cu mai multe victime, particip. Vreau să menționez că eu am fost încadrată pe dispecerat și preluam apelurile înainte de a mă muta pe funcția de purtător de cuvânt și preluam acele apeluri prin care solicitau ajutorul oamenii și... Și nu vă pare rău că ați venit aici și mai puteți participa activ acolo? Mai particip din când în când și la munca de dispecerat, pentru că îmi place foarte mult. Domnul Maior, ce mai fac jandarmii? Cu cine mai sunt prieteni? Cu suporterii la fotbal? Da, se poate vorbi și de o prietenie între suporteri, dacă suporterii sunt ai echipei Unirea. Acum nu vreau să spun, într-adevăr este și o amărăciune faptul că nu mai avem o echipă pe prima scenă fotbalistică, însă din punctul de vedere al jandarmeriei atâta este de bine față de tensiunea pe care o resimțeam de fiecare dată când venea, spre exemplu, Universitatea Cluj, care într-o perioadă a disputat meciuri pe stadionul municipal din cetate. Acum parcă este o atmosferă mult mai relaxată. Sunt și nu neapărat pentru că sunt mai puțini spectatori, ci pentru că sunt oameni responsabili care dau dovadă de maturitate și chiar înțeleg atunci când le spui că nu-i voie să facă un anumit lucru. Și că nu în ultimul rând sunt oameni spectatori instruiți. Respectă, nu distrug ce
nu trebuie să distrugă, stau pe locurile lor, nu dau foc la scaune, nu aruncă în teren cu diferite obiecte, nu este acea stare de tensiune pe care, repet, o resimțeam atunci când veneau ultra și la urma urmei de la Universitatea Cluj. Nici cu aceea n-am avut probleme, pentru că au înțeles de la început că Alba nu e locul unde să își exprime pornirile violente. Au încercat, ce-i drept. Nu ascundem faptul, și presa a relatat atunci când a fost cazul, au încercat să depășească anumite bariere ale bunului simț, anumite bariere trasate de lege. I-am consiliat într-o primă fază, după care i-am sancționat. Am ajuns, într-adevăr, să ne înțelegem. Și unii dintre ei chiar spuneau, păi, dar chiar în Alba noi nu putem să facem nimica. Noi, era cumva un respect reciproc. Țin minte, era atunci o mare problemă în mass media și foarte multă cerneală a curs pe subiectul acesta, a întâlnirii dintre suporterii CFR-ului și ai Universității Cluj. Atunci eram, din nefericire, eram în Cluj, unul dintre copii avea niște probleme medicale și am prins această întâlnire, adică premergător acestei întâlniri, perioada am fost în Cluj. Și toată lumea vorbea despre ce se întâmplă acolo, toate televiziunile locale, toate radiourile, ce spun unii, ce spun alții, unde se întâlnesc, ce fac. Vă dați seama, pentru ei a fost o mare, mare surpriză când au ajuns la stadionul din cetate, au intrat prin locuri total separate, efectiv nu s-au văzut, nu, ce să vorbim de încăierări și de... Nu s-au văzut, au scandat și au scandat, la sfârșit... O galerie a dat foc la câteva scaune, că na, trebuia să se ajungă și la asemenea situații. Din fericire, colegii pompieri au fost pe fază. Am evitat unele situații de risc la adresa integrității sau chiar a sănătății participanților, însă totul a decurs, spun eu, în condiții extraordinare. Să știți, nu avem probleme foarte mari în ceea ce privește spectatorii la întâlnirile fotbalistice. Dar unde ați putea avea probleme? Sau care sunt problemele care dau bătăi de cap jandarmilor? Și întrebarea poate fi valabilă. Sunt aceste adunări publice. Deși la noi în Alba s-a încetățenit ideea că Alba iulianii sunt liniștiți, Alba, da, într-adevăr, sunt liniștiți, sunt instruiți, dau dovadă de responsabilitate, de maturitate, însă întotdeauna când vorbim de consum de alcool și adunare publică, deja problemele pot să capete o turnură pe care noi nu ne-o dorim și pe care încercăm din răzputeri să o evităm. Nu, așa cum vedeți și dumneavoastră, în această perioadă sunt foarte, foarte multe adunări publice. Toate aceste adunări electorale, conform unei circulare a Biroului Electoral Central, sunt supuse declarării, astfel că jandarmii asigură măsurile de ordine și siguranță pe timpul acestora. Noi întotdeauna insistăm pe o fermă aplicare a legii, deoarece nu ne dorim apariția unor incidente. Am văzut prin alte părți și cred că le-ați văzut și dumneavoastră evocate de dumneavoastră sau de colegii dumneavoastră din mass media, acele tulburări grave ale ordinii și siguranței publice, care sunt liniștite doar printr-o intervenție a jandarmilor. Noi, din fericire, nu am avut intervenții în forță ale jandarmeriei, nu s-au folosit gaze, nu s-au folosit mijloacele din dotare. Tocmai printr-o eficientă muncă de prevenire a unor astfel de incidente. Și în paranteză, trebuie spus, consumul de alcool pe timpul adunărilor publice trebuie evitat și chiar invit cetățenii să se abțină de a consuma alcool. Și poate pentru a-i motiva în plus, pot să le spun că această comercializare a alcoolului pe timpul votării este
total interzisă. Sau distribuirea de băuturi alcoolice pe timpul adunărilor publice, de asemenea, se interzice și mai mult decât atât, constituie contravenție. Spre exemplu, dacă un candidat organizează o adunare electorală și distribuie alcool pe timpul acelei adunări, este pasibil de amendă. Și o amendă, să știți că nu foarte mică. Pornește de la 22 de milioane vechi. 2200. Da, 2200. Doamna Podan, când credeți că se va circula prin cetate mai relaxat? Pentru că de multe ori se întâmplă și ieri, mi se pare, se mai blochează un semafor, e o circulație acolo. Ieri, într-adevăr, a fost o situație care s-a remediat în scurt timp, până la prânz a fost reparat semaforul. Vă referiți la semaforul din... Da, de la, mi se pare chiar de la stadion. Da, de la stadion. Acolo, din păcate, în ultima perioadă de timp a fost de mai multe ori defect stadionul, dar, scuzați-mă, semaforul. Dar, vedeți și eu mai greșesc că o văd, nu o veți. Dar a fost reparat până pe la ora 1, a fost reparat. Noi de fiecare dată când avem asemenea situații, luăm măsuri de urgență și sunt dirijați acolo polițiștii de la biroul rutier Alba să dirigeze circulația. Însă se mai întâmplă uneori ca circulația să fie îngreunată datorită unor mici probleme care apar. Eu spun că noi în Alba Iulia nu avem probleme de fluență a traficului rutier. E zona aceea totuși în fața spitalului undeva? Da, într-adevăr, în orele de vârf acolo, datorită și faptului că sunt foarte multe parcări amenajate, se întâmplă ca la orele de vârf să se aglomereze puțin, însă nu putem spune că ne confruntăm cu blocaje rutiere. Acum, în final, nu mai avem mult și o să ne despărțim, dar cu siguranță temporar. Aș aborda un subiect care, dacă doriți, îl puteți comenta, dacă nu, nu. Și e referitor la salariile pe care le câștigă omul în uniformă. Eu m-am uitat pe site-urile dumneavoastră a IJP, IPJ și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, unde sunt puse și salariile noastre, pornind de la undeva de la 1.000 de lei până la 4.000 de lei, cam aici ar fi retribuția. Și v-aș întreba, nu știu, cu sinceritate să răspundeți dacă credeți că sunt mici sau mari, dacă vă asigur un trai decent, dacă sunteți mulțumiți de ele. Pentru că eu vă spun cu sinceritate, eu pentru dumneavoastră care, și eu spun fără să fiu fals, cu sinceritate o spun că mi se par mici. Acum ce să spun, opinii personale nu prea pot să exprim cu această ocazie, însă așa sunt cum sunt. Sunt mari, sunt mici. După cum știți dumneavoastră, am fost și noi supuși acelei reduceri de salarii în urmă cu mai bine de un an. Încercăm să ne descurcăm cu ceea ce câștigăm. Vreau să spuneți, pe principiu salariul nu se discută, se execută? Nu neapărat pe principiul acesta, însă trebuie să înțelegem că sunt anumite conjuncturi sociale în care toată lumea suferă, normal că și polițiștii suferă alături de ceilalți din societate. Eu nu spun că sunt, noi ne-am dorit desigur salarii mai mari. E loc de mai bine. E loc de mai bine, însă aceasta este situația actuală. Noastră sunteți mulțumită? Cum a menționat și colega mea, am trecut prin niște tăieri de salarii, dar noi suntem în sistem și ne place foarte mult ceea ce facem și trecem și peste acest impediment care ne afectează și pe noi, ca și pe ceilalți cetățeni, dar ce să facem? Mergeți mai departe. Da, ne adaptăm situația. Pe exact, jandarmerie nu erau puse salariile. Au fost o perioadă, nu știu de ce, nu mai sunt în momentul de față. Vom remedia dacă trebuie această problemă. Dar mă gândesc că sunt asemănătoare. Bineînțeles. Noastră sunteți mulțumit, cred că. V-aș răspunde cu întrebare. Sunteți mulțumit de climatul de ordine și siguranță din județ? Eu nu pot să zic că nu. Înseamnă că și noi suntem, ne facem datoria exact așa cum trebuie.
și respectăm la rândul nostru legea și mai mult decât atât o impunem. Dacă nu am fi mulțumiți de salariul respectiv, probabil ne-am manifestat și noi altfel. Însă, trecând dincolo de glumă, nu contează, să știți, de multe ori cuantumul salariului, contează cum ți-l gestionezi, să știți. Bă, cum vorbiți, sunteți mulțumit, să știți. Eu nu pot să spun, pot să spun că mi-l gestionez așa cum trebuie, pot să spun că am avut luciditatea de a nu, personal vorbesc, de a nu intra în credite bazându-mă pe promisiuni, că toți suntem într-o perioadă a promisiunilor. Deci un tip cu picioarele pe pământ și aș așa, și să știți că foarte mulți dintre colegii mei au procedat așa. Observam din reportajele care s-au făcut, unul dintre motivele pentru care oamenii nu erau mulțumiți de salariu sunt ratele pe care le avem. Dar nu te-a pus nimeni să faci acel rat. Într-adevăr, ți-ai dorit un alt nivel, ai dorit să... Dar, măi, omule, când faci un credit la bancă, gândește-te că trebuie să-l și înapoiezi. Că nu-ți dă nimeni bani pe vorbă. Trebuie să te întinzi cât ți-e plapuma. Da, într-adevăr, erau acele... Da, credit doar cu buletinul, doar cu... Într-adevăr, erau tentante, erau... Dar acum situația economico-financiară generală nu mai permite o creștere salarială. Și iar cei care au făcut greșeala de a se aventura, să zicem, în această lume neclară a finanțelor, clar că au de suferit. Așa, o să vă întreb altfel. Sunteți mulțumiți de sistemul de sănătate și de educație, de modul în care se asigură sănătatea cetățeanului la nivel de țară sau salariile profesorilor sunt conforme cu ceea ce ar trebui să fie? Nu știu, asta ar trebui să-i întrebați pe profesori. Nu pot. Eu pot să vă spun că de sistemul de sănătate din minister nu am decât cuvinte de laudă. Deci, ni se asigură conform legilor. Acum, clar că ne dorim să fie mult mai bine, să fie extraordinar, să ni se dea medicamente în plus decât ne-am fi nevoie. Însă, atâta timp cât prin lege s-a stabilit ceva și se respectă acea lege, nu putem să zicem noi mai mult sau să nu fim mulțumiți. Mi se pare firesc, sunteți purtător de cuvânt al instituțiilor pe care le reprezentați și nu vă permite să comentați anumite lucruri ca niște persoane, ca niște civili, de altfel. Poate de aceea vă și rețin anumite și... Sigur că, până la urmă, eu o să spun locul dumneavoastră că eu cred că și în domeniul sănătății și în cel al educației ar trebui să fie salarii mai mari. Poate nu se poate deocamdată, dar pentru a avea, nu, o nație, până la urmă, un viitor real, ar trebui să aibă sănătate și educație. Copiii noștri, dacă nu sunt sănătoși și nu fac școală ca lumea, atunci sigur că avem probleme. Și în același timp, în al treilea rând, cred că ar trebui să aibă și oameni care să vegheze la liniștea lor și la ordinea publică și să-i ocrotească. Dacă nici în acesta, al treilea domeniu, nu se punctează la fel, atunci o să fie totdeauna problemă. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de și noi. Domnule Juncoveț, da. Vă dau mielul la anul. Doamna Prodan și doamna Bălaj, vă mulțumesc și vă mai mulțumim așteptam și la noi. Cu mult drag întotdeauna. Mulțumim. Dragi tăstători, atât pe seara de astăzi, la revedere. Ne întâlnim mâine la aceeași oră.